Da, din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii. Nu mai insistăm pe acest subiect, nu pentru că am primit vreun semnal, nu, nu ne-a spus nimeni nimic. Dacă tot e de discutat, discutăm. Dar vreau eu să trecem la, la alt subiect, pentru că ieri, la prima oră, am avut așa un relativ mic șoc. M-a sunat colegul Șuiu, Marius Șuiu. Mai Marius, ajungi la conferința de presă la handbal? Zic, da. Ok, te rog frumos, pentru că eu sunt aici la Ponta. Îi poftim? Ponta în Suceava. Dar cum? Îi întreb pe colegii mei de aici, din televiziune. Care? Nu știm. Niciun semnal n-am avut. Bun. Ca să ne înțelegem, dacă era o chestie de asta, ce mai face Ponta sau cine vine azi pe la noi, până la urmă aveți cuvântul meu de onoare că noi ne înțelegem, până la urmă. Știm, o fi concurența în breaslă, dar tot ne mai anunțăm colegial unii pe alții. Bă, uite, vezi că evenimentul ăla, uite cu tare, uite cu tare. Da? Deci, o fi concurență între televiziuni, dar până la urmă există și bună înțelegere. Sau între ziare, între ce vreți dumneavoastră. Da, genul ăsta de acțiune e de la în care tu ai nevoie să fii promovat, să te vadă lumea, să știe că se întâmplă. Nu știu cine s-a ocupat de convocările pentru conferința asta de presă a domnului Ponta. Am o bănuială, dar nu-i frumos să bănui în ziua de astăzi. Dar în mod firesc, adică când se fac aceste anunțuri, adică mai oameni buni, uite, mâine vine Ponta în Suceava, conferința de presă e la acolo, în punctul X. Și cu ocazia asta mai aflăm și că deputatul Cătălin Nechifor pleacă din PSD și se alătură lui Victor Ponta în Pro-România. Mai mult decât atât, va coordona zona de nord a țării, județul nostru în mod special, dar zona de nord a țării, că 10 de toți în Pro-România, nu? Sau cum? Parlamentari. Parlamentari. Parlamentari, da. Nu 10, 7. Dar 10 o să fie până... Era un target de ăsta, am citit undeva. Pe săptămâna, cred până pe viitoare, să-și facă grup. Pe monitorul de Suceava, ultima oră, acolo. Să-și facă grup în Camera Deputaților. Nu știu care e povestea cu invitațiile la conferința de presă. Din ce au spus ieri, deocamdată la Suceava, doar deputatul Nechifor este cu arme și bagaje în acest proiect pe care îl și coordonează, trebuie să-și facă echipă la Suceava. Pe mine el m-a sunat și m-a invitat cu o seară înainte, destul de târziu. Îți dai seama că n-am întrebat dacă a mai anunțat și pe altcineva. Pur și simplu a sunat și m-a invitat la conferința de presă dimineața la ora 9. L-am întrebat care-i tema, au zis că o să fie dimineață, o să aflu dimineață, dar ținând cont de ceea ce postase pe pagina lui de Facebook în cursul zilei, că niciodată să nu spun niciodată, mi-am imaginat că va fi ceva de genul ăsta, pentru că l-am auzit în trecut spunând de multe ori că el nu schimbă partidul, că va rămâne, cât face politică, va rămâne în PSD, va fi social-democrat. De-aia am zis că probabil este ceva de genul ăsta și știam de asemenea că are o relație personală foarte bună cu Victor Ponta. Așa că dacă... Doamne, da, relație personală foarte bună cu Victor Ponta se lăuda sau spunea cel puțin la un moment dat și Ovidiu Donțu, care nu l-am văzut ieri pe acolo. S-ar putea să fie de acum încolo. Nu e exclus absolut deloc. Să știu că, într-adevăr, foarte bune relații au avut. Adică, nu știu, Victor Ponta... trebuie să spunem, în mandatul de premier al lui Victor Ponta s-au petrecut destul de multe lucruri bune. Da? Da, nu, cel puțin nu mi-aduc aminte de lucruri care
Eu știu, ar putea fi reproșate mai mult decât oricărui alt premier. Ba chiar s-a mers într-o direcție bună și în ceea ce privește deci creșterea economică, recuperarea salariilor, câteva decizii vis-a-vis de codul fiscal, niște modificări la codul fiscal care au fost bine primite. Coborârea TVA-ului la produse alimentare. Da, au fost adică... bine primite atât de mediul de afaceri cât și... Și au funcționat. Adică da. Au dat. A fost primul prim-ministru care și-a cerut scuze. Țineți minte că am spus la vremea respectivă: Doamne, am zis că luăm încă 0,07 eurocenți în fiecare litru pentru autostrăzi, dar nu i-am folosit la autostrăzi. Deci, o greșeală recunoscută din punctul meu de vedere pe jumătate iertată. Sau nu, cumva mai bine. Și am zis-o la momentul respectiv. Băi, măcar are bunul simț să spună. Ok. Deci, și-a câștigat un anumit gen de simpatie și asta o spun cât se poate de clar pe partea de nehotăriți. Iar despre partea nucleului dur al PSD-ului, nimeni nu poate să-mi spună altceva, pentru că știu în campania electorală de a câștigat-o Don Livache, cum îi spun unii, cel puțin în județ la noi, pe unde mergeau ăștia și începeau, știți, domnul, vine domnul Dragnea, care, lăsați voi, sunteți cu Ponta sau cu cine? Deci toată lumea, la campania precedentă, era pe... s-a identificat cu partidul. Ori acum îl văd dat la o parte... Și e un fel de măsea stricată, așa pare, față de PSD, Victor Ponta? Nu știu dacă e dat la o parte sau s-a dat la o parte. Victor Ponta era în partid, cred. Și, adică Liviu Dragnea nu a venit pe un teren arid. Au fost împreună o bună bucată de vreme Victor Ponta și Liviu Dragnea. Atunci când a candidat Victor Ponta la Parlament, la alegerile parlamentare, cred că era, nu? Liviu Dragnea era președintele partidului, parcă așa ține minte. Da. La fel, când s-a dus secretar general al guvernului, când s-a barigadat Grindeanu în guvern. Unul din momentele caragioase, de care nici măcar nu s-a plinit anul, nu? Nu, asta n-am înțeles, gestul ăsta din partea unui fost premier. Ok, construiește un proiect politic de înțeles, atât în ceea ce privește opțiunea sa personală pentru cariera politică, e valabil și pentru ceea ce spun acum și pentru Victor Ponta și pentru Cătălin Nechifor. De asemenea, toate sondajele de opinie arată că este loc de apariția unui partid, unui nou partid pe partea stângă, unde să fie coagulate dezamăgirile și nemulțumirile la adresa guvernării PSD și a modului în care conduce partidul Liviu Dragnea, pentru că în particular, dacă stai de vorbă cu foarte mulți socialdemocrați, or să spună de nemulțumiri vis-a-vis de selecția cadrelor promovate de, așa se cheamă, selecția cadrelor, da. De modul autoritar în care conduce Liviu Dragnea. Mă rog, s-au acumulat foarte multe frustrări și foarte multe nemulțumiri. Păi dacă asta e poziția lui Victor Ponta, eu rămân pro-PSD, sunt doar anti-Dragnea. El spune, el spune că Dragnea a confiscat partidul. Mi se par foarte, foarte multe resurse mobilizate pentru a îndepărta un om din fruntea unui partid. O persoană care până la urmă a condus partidul la victorie în alegeri și cu un scor foarte mare. Ceva nu...
Bun, ambițiile acestei noi formațiuni politice nu sunt foarte mari. 10% cât își propune să obțină la alegeri pentru un partid condus de un fost premier care are foarte Dana, multă notorietate. Foarte bine, cel mai bine la ora actuală în România nu e dacă ești pe locul 1, decât doar dacă ești pe locul 1 în alegeri cu 50%. Nu e dacă ești pe locul 2, deci cel mai mult câștigă locul 3. Locul 3, 4, balamaua. 10% mi se pare nu foarte greu de atins. Pentru că vor mai veni, cu siguranță vor veni și alți parlamentari. Stânga este mult mai compactată. S-a văzut foarte clar și cu eșecele de tip, cum se cheamă partidul Ghiță, mă? Ăla care, când vorbea niciodată de grațiere și nu știu ce, mă uitam, ziceam, păi frate, dacă asta e temă electorală, nu, care ăla a fost un partidulețul ăla a fost un eșec, dar aici nu știu dacă numele va prinde foarte bine la electoratul de PSD. Stânga, da. Dar ar fi o alternativă, asta a punctat foarte bine ieri Victor Ponta, la cei care sunt în mod tradițional cu opțiuni de stânga, cu opțiuni social-democrate, care, dezamăgiți de actuala guvernare și de PSD, n-ar mai ieși la vot, ar sta în casă. Deci ar fi și pentru ei o variantă și pentru cei nemulțumiți. Da, eu ar zice că va obține mai mult de 10%, dar 10% e mai mult decât rezonabil și cu siguranță va obține. Da, apare domn Peleanu, îți explică imediat cât la sută, că da, uite, asta în... Pentru că sigur vor veni alături de Victor Ponta, parlamentari cu notorietate din PSD, cred că din toate județele țării, poate Dana, mai puțin vor din veni Teleorman. Parlamentarii nemulțumiți că nu au reușit să obțină nu știu ce proiect sau ceva pentru zona pe care o reprezintă? Sau pentru că... Nu, cred că vor veni... Bun, până la urmă și proiectele astea pentru zona din care vii înseamnă ceva, pentru că dacă te duci să ceri un nou mandat, dacă ai aspirații pe carieră politică și vrei un nou mandat și n-ai făcut absolut nimic, e cam greu să te duci să ceri votul la doua oară, să mizezi doar pe partid. Să zici deci, că... domnul Nechifor, cel puțin din Suceava, era pe zona Rădăuțiului, nu? Așa a fost asimilat, da. Ca să spunem. Nu? Da, greșesc? Parcă așa era. Era asimilat zonei Rădăuțului. Parcă de acolo, da, nu mai țin minte. Cred că acolo au fost parlamentari de... Da, mai sunt acum pe nu, zone. Nu, tura asta n-a mai fost, dar cumva... Dar mă rog, având primar PSD de Rădăuți, să zici că de acolo au venit mai multe voturi. Da. S-a votat mai mult pentru PSD, dar voturile cele mai multe, tot pe zona Fălticeni le are PSD din totdeauna. E bazin electoral consistent pentru ei acolo. La viitoarele alegeri bănuiesc aceste voturi pe zona Fălticeni se vor conserva, pentru că acolo este baza actualului președinte al PSD, deputatul Ioan Stan, și în interimatul lui Ioan Stan ca președinte al PSD, organizația are cei mai mulți membri în guvern din toată istoria social-democraților, deci are cu ce se prezenta la viitoarele alegeri. Păi da, să avem pardon, trebuie să o spunem pe aia dreaptă. Ministru a mai avut acuhăt vreme, acum avem ministru al educației din județ de la noi. Vreo 5 secretari și subsecretari de stat. Da. Deci de mult n-am mai avut, din punctul ăsta de vedere, de bună reprezentare la București. Ei, acum așteptăm să vedem și roadele acestei reprezentări, pentru că până în momentul de față discutăm doar de niște PNDL 2. Nu? Să vedem și finanțările aprobate, da, sunt foarte multe. Discutăm decât de. Da.
Am trăit și eu, da. Oricum, din păcate, încă se mai împart banii pe criterii de influență și nu de necesități ale zonei. Ne ascundem după degete că n-ar fi pe influență. Din păcate așa se întâmplă. Na. Nu pe cât de bune proiectele degete, pe care sunt necesitățile zonei, ci pe câte uși poți să deschizi la București. Din păcate. Deci, noi așa știm. Sau asta e, nu e pe... Da, nu ne pune să producem probe, că s-ar putea să le producem. Da, deci revenind la... Cătălin Nechifor oricum consideră că PSD Suceava rămâne pe mâini bune. A fost ironic? Bănuiesc că da, pentru că... Ok, atunci tot ironic a fost domnul Stan, care a spus așa. Cu siguranță, da. Adică o astfel de decizie arată neputință de a veni în sprijinul celor care și-au manifestat încrederea în ei... cei pe care au trimis în Parlamentul României. Bine, pe mine m-a... Cei care fug în partea, care pleacă într-un partid, asta înseamnă că fug de răspundere. M-a impresionat până la lacrimi altă declarație a domnului Stan, că i-a întunecat sărbătoarea înălțării plecarea lui Cătălin Nechifor din PSD, de unde oamenii abia își vorbeau, da, de la cel puțin de după alegeri, dar din câte țin eu minte, încă de la alegerile locale erau... Nu s-au iubit foarte tare vreodată. Când am văzut ieri declarația domnului Stan că sărbătoarea înălțării domnului a fost întunecată de plecarea lui Cătălin Nechifor. Întunecată, așa a folosit. Îți spun, mă rog, întristată, da, întunecată, ăsta era sensul. Da, da. M-a impresionat și pe mine până la lacrimi jalea domnului Stan pentru plecarea deputatului Nechifor. Bun, nu-i confortabil să pierzi un deputat. Categoric. Auzi, și estimez că vor mai fi și alții. Dacă te nu-i problemă. Care e din partea asta? Hai la mine, hai că am eu grijă să... Se poate reface Adă-ți aminte cum a fost momit, că ăsta e termenul, Eugen Constantin Uricek, da? Pe lista unui partid, a dus în partea asta, băi, vino la noi, dă-ne votul când trebuie, că după aia să ieși deputat. Și ai și deputat, cum au mai promis ăștia încă o dată, da? Da, și deputat și secretar de stat. Adică, băi, vino cu noi, dă-ne votul acum, avem nevoie de un vot de aur, cum au nevoie și cei la PNL în Consiliul Local vis-a-vis de parcări. Deci ei au nevoie de un vot. Te duc, îl momesc pe unul, hai, după aia te punem viceprimar, găsim noi, facem ceva din tine, nu? Nu mai vin, o dă-ne votul. Și surpriză să treacă o chestie de genul ăsta, nu? Da. Asta e politica. Nu, asta e o altă față a politicii. Dar face parte din politică. Dar ce părere ai tu? Hai să-i spunem frumos, arta negocierii și compromisul. Vai! Dacă și compromisul e artă... Da, trebuie să știi... Până unde, nu? Întotdeauna... faci compromisuri mai multe mici ca să le eviți pe alea mari. Da. Dar spune-mi, te rog frumos, ce cu povestea asta, că am văzut mai nou și probabil că ai primit și tu deja comunicat și se în efervescența asta la București, inclusiv pe plan local, e băgat asta subliminal, dom'le, mai dau o dată foc la România ca să preia puterea. Prostie. Păi deci, până unde poate să ducă sau dacă s-a trezit Codrin Ștefănescu sau un alt lucru cu Brandt de ăsta care... Nu știu de la cine poate... a plecat povestea asta. Mi se păi pare, nu știu, dar eu văd așa grav, o minte creață ca lui... Mi se pare grav să discuți în acești termeni și despre tragedia de la Colectiv și să încerci acum să induci populației ideea că acolo n-a fost vorba de una, că a fost o mână criminală și că lucrurile astea s-ar putea întâmpla din nou. O dovadă mai mare de irresponsabilitate. Bun, avem nenumărate dovezi de irresponsabilitate din partea celor care ne conduc, din păcate, în fiecare zi. Dar asta să... sunt oameni care chiar cred asta și să întreții starea asta de panică și de nesiguranță permanent în populație ca să obții ce până la urmă? Încă un vot. Nu, nemernicie. Da, spune-mi un pic.
Deci PSD la precedentele alegeri a avut cel mai mare scor, da? Da. Din foarte istoria. Mare. Foarte mare. Ce, e extraordinar, da? Total cât vreo 3 milioane și ceva de voturi, nu? 4? Cred că 4. Nu, nu, nu aș putea să da? Spun, nu știu. Dacă te dar la alegerile vezi... prezidențiale, Iohannis câte a avut? Ce asta, nu știu, 6-7 milioane? Nu știu. Deci la dublu față de... Că povestea asta știi cum adică? Doamne, că... Hai un pic. Stai un pic să mai măsurăm o dată. Adică, da, aici nu s-o coti numai voturile la guvern, nu s-o coti doar voturile PSD. S-o le pune și pe celelalte alte. Da, încă un... S-ar putea să fie echivalente, dar... Președintele... Adică încă 4 milioane de voturi au ALDE? Dar nu știu dacă e vorba numai de atât. Trebuie să ne uităm, să vedem câți au în fost cifre la absolute, vot. Da. Dar povestea asta... Bă, președintele României clar are cea mai mare legitimitate pentru că are cea mai mare număr de voturi. Cum este, dacă tocată, așa... cum este tocată chestiunea asta a președintelui României? Vorbesc aici de instituție, că despre Iohannis dați-mi voie să o spun pe aia dreaptă. Nu mi-e cel mai simpatic. Parcă mai mult tace... Parcă mai mult tace, da? Și nu e din ciclul ăla tace. În rarele ocazii când vorbește, pe mine mă interesează ce spune. Da, asta e spre meritul staff-ului. Poate și al lui nu contestă acest lucru, dar nu știu, parcă mi-aș dori un pic mai multă implicare. O să spună multă lume că atribuțiile se sunt de aici până aici, dar nu știu, mi-aduc aminte că nici genul acela, dacă țineți minte cum era Iliescu și cu sloganul lui un zâmbet pentru liniștea dumneavoastră, nu la gream. Vreau un pic mai mult, mai un pic de efervescență. Cred că pe ceea ce înseamnă politica externă a României, care înseamnă nu doar ziua de mâine, ci viitorul pe termen mediu și lung, ar trebui să aibă mai multă responsabilitate instituțiile statului și atât guvernul cât și președinția să întâi să stea, să încerce să discute, să vadă care e direcția normală, să mă rog, nu știu, normală, anormală, dar direcția în care vrem care să mergem. Care e direcția în care trebuie să meargă România? În care vrem să mergem. Nu știu dacă trebuie sau nu trebuie, că se pare că fiecare are o altă viziune despre ceea ce îi trebuie României pentru următorii ani. Dar să ajungă fiecare cu argumente, să ajungă la un consens, care o fi ăla, și să anunțe o singură direcție, nu unii într-o parte și unii într-o parte, că asta nu... Asta e o imagine foarte proastă pe care a reușit să o câștige România în ultima perioadă. În foarte scurt timp, așa, din câteva declarații și acțiuni publice pe plan internațional. Clar, nu, încă nu ne-am definit foarte clar poziția. Nu înțeleg de ce. Între se reașează sferele de influență. Asta e în mod evident. Avem Statele Unite, Uniunea Europeană cu motor Germania, Franța se mișcă cumva și ea acolo un satelit al Germaniei. Avem Anglia, care niciodată avem Rusia, nu are cum să fie de ignorat. De acum a ieșit. Nu pot să o ignor, dar nu cred nu că mai e ce a fost foarte odată, importantă. Mă rog, este importantă, dar mă rog, nu poziția față de Anglia se stabilește acum. Rusia. Rusia și China. Deci, cumva noi aici trebuie să vedem unde ne poziționăm și nu neapărat mergi cu unii în detrimentul altora. Nu suntem în postura cum poate ar visa unii de partid ăsta mic cu care se fac guvernele în România. Nu merge așa. Suntem ca poziție, suntem în Uniunea Europeană. Dar trebuie să avem în vedere clar poziția Uniunii Europene, trebuie să avem în vedere clar că avem două baze militare americane, deci nu NATO, americane, la Deveselu și la Cogălnicianu, să vedem
cum se poziționează președintele Statele Unite vis-a-vis de Uniunea Europeană, de Angela Merkel și Germania și de Rusia, care sunt raporturile dintre Germania și Rusia, dintre Uniunea Europeană și Rusia și unde suntem noi în toată povestea asta? Și unde vrem să ajungem sau ce vrem să facem? Pentru că partea asta de predictibilitate este, cred că, cea mai importantă. Ce vrem noi? În ce direcție? Cum să ne îndreptăm? Pentru că povestea asta cu statul, cu fundul, 15.000 de luntri, știm foarte bine că nu e cea mai... Și asta, stai și aștepți un moment potrivit, dar coerent, și guvernul, și președinția să fie pe aceeași poziție. Nu vezi că ăștia nu se înțeleg? Înțeleg că nu se înțeleg în țară, dar nici măcar când e vorba de politica externă. Da. Dana, deja s-a ajuns... Noi și când suntem pe puncte diametral opuse, puncte de vedere pe un subiect, pe puncte diametral opuse și tot dialogăm mai mult și ne înțelegem mai bine decât reușesc ăștia. Deci în Parlament, care la ce vine? Atenție, ca și cuvânt. Parlament. Parare, nu? Adică ar trebui să vorbească între ei. Acum două zile, sau cât? Două zile au trecut, s-a întâlnit primul ministru cu președintele. N-au apărut foarte multe declarații, mă rog, sunt echilibrate și în regulă până la ora asta declarațiile de după întâlnire. Dar e cazat sub presiune la București. Asta a fost acum două zile, acum vine liderul opoziției din România după o vizită în Germania și spune că îi face plângere penală, nu spune, chiar îi face plângere penală premierului și o acuză de înaltă trădare. Ce poți să mai înțelegi de aici? Fiecare ce vrea. Eu înțeleg că uniți vom reuși, nu mai departe de nu e mâine, ce-i poi mine. Nu! Mâine! Mâine! Protest! Motorizat. Da? Vom pleca la ora 7 din Suceava, am citit undeva. Da? Din față la metro, marș de protest motorizat, direcția Piața Victoriei. Deci dacă respectă legea acest protest, o să ajungă într-o săptămână. Păi cu câte amenzi și câte de-astea, da? Păi de ce mergeți? Ai, claxona, nu-ți mergi un bec. Deci depinde ce poate să facă statul prin instituțiile pe care le are, nu? Vorbesc ca pițit? Nu. Se poate întâmpla lucrul ăsta. Deci, protest, se pleacă la București. Să vedem câte mașini mai ajung până la București, dacă nu cumva ori devia ăștia traficul, dacă nu-i pradă, nu știu care, prin Sinești, că se trece prin Sinești, nu? Le fură roțile la camioane. Care-i problema? Liber, mă! Luați-mă roțile la ea! Să vedem. Adică eu nu aștept cu mare atenție și interes. Cât pleacă și cât să ajung, nu? Cum? Cât pleacă și cât să ajung. Deci, eu știu că dacă s-ar găsi, pentru că s-au cheltuit câteva resurse, sunt pentru a se organiza acest protest. Dar cred eu că se putea face și altfel. Și cred că putea să fie cu mult mai mult ecou. E de acum ușor perisat genul acesta de protest. Mă uit în urmă cu 2-3 ani de zile, nu se înțelege că incit la așa ceva. Dar mă uitam în urmă câțiva ani de zile în Franța ce făceau fermierii, da? Bun. Nu se înțelege că incit la așa ceva. Ce au făcut în Grecia când au mai fost ceva? I-ați văzut la televizor, da? Mă uitam în Argentina când tot țara a intrat în colaps. Ce au făcut? Depinde și față de ce protestezi. Adică mijloacele de protest le alegi și în funcție de subiectul protestului. Da, dar repet, cred că puteam fi un pic mai inventivi și un pic mai vocali, inclusiv pe această speță. Atât de simpatici au fost argentinienii cu ieșitul cu cratițele. Ăsta a fost protestul lor. Au ieșit cu cratițele și cu lingurile, au bătut în cratițe. Că n-aveau ce mânca. Da, dar zgomotul a fost atât de înfiorător încât s-a auzit până în Japonia. Adică acel protest și numărul oamenilor din Japonia, în Norvegia, peste tot, au auzit de problema Argentinei. Pentru că a fost un protest un pic mai isteț decât hai să mergem să... Da,
Să vedem. Din păcate nu prea cred. E doar motiv de de miștouri după aia a celor de la putere. Pentru că de regulă asta fac. Cât sunt în piața universității? 7.000. A. Peste 10.000. Văleu. De parcă ar conta 3.000. Plus, minus. Poate că contează. Contează, da? Raportat la ceva. Înseamnă da. Atât la sută din populația României, atât la sută din cei cu drept de vot, atât la... E o cotă din explică, ceva. Da. Și atunci, în mod evident, când iei o decizie, indiferent care ar fi aia, ții cont, de regulă, de majoritate. Mm-hmm. Dacă cei nemulțumiți sunt mai puțin de 5%, 10%, să zicem. Dacă, uite cum e cu legea salarizării, cu legea salarizării medicilor. Vezi că tot timpul se spune mai puțin de 10% sau 10% au pierdut bani la salarii sau nu, sau au rămas la același nivel. Deci e acest 10%. Peste 10% deja ne interesează, deja da. Trebuie deci să facem ceva. Deci dacă ai ghinionul să fii în cei până în 10%, da. E nasol. Oricum, pentru problema, tine, problema pentru celor tine, până 10% da, s-a rezolvat. Pentru tine ca individ, evident, contează că ești în cei 10%. Da. Când privești problema la nivel global, atunci nu mai. Iar vrea da, publicitatea. Iar vrea publicitatea. Da. Da, eu știu. Prea interesantă emisiunea asta noastră. Dana, cum e? Mai merg cardurile? Că săptămâna trecută era o varză. Astea de sănătate da. Au rezolvat după temporar. După publicitate, povestim.